Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Bună Doara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube, la Bună Doara 1 TV, acolo unde vă invit să vă și abonați pentru a fi la curent în timp real cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. Așa cum v-am obișnuit de bună bucată de vreme, aducem în fața dumneavoastră oameni care au o viziune diferită, poate, în ceea ce privește dezvoltarea comunităților din care fac parte. Cât de importantă este o nouă viziune în acest an 2024, atunci când vine vorba și despre primari și despre consilieri locali, președinți de consilii județene și consilieri județeni, încercăm să aflăm și noi pentru dumneavoastră, pentru cei care ne urmăriți și cei care în data de 9 iunie vor avea o mare putere, aceea de a schimba sau de a merge mai departe cu aceleași viziuni sau mai bune sau mai rele, depinde de fiecare cum reușește să înțeleagă aceste lucruri. Vorbim de schimbare, dar uneori parcă unii dintre noi nu știm exact ce înseamnă cu adevărat această schimbare sau încotro ar trebui să ne îndreptăm pentru a avea un viitor mai bun, un viitor mai sigur din foarte multe puncte de vedere. Astăzi, alături de mine, este domnul Gabriel Ionașcu, candidatul AUR pentru funcția de primar al municipiului de Deva. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua și telespectatorilor dumneavoastră! Mă bucur ca de fiecare dată când vin aici la dumneavoastră să găsesc bună dispoziție. Sper ca anul acesta să aducem zâmbetul devenilor. Bună dispoziție sau nu, până una alta, contează foarte mult ce avem în prezent, dar mai mult decât atât contează cu ce mergem mai departe. Vorbim foarte mult despre această schimbare. Indiferent la ce nivel, da, ne dorim cumva o schimbare. Cum spuneam mai devreme, nu știm exact ce, în ce constă această schimbare. Poate nici atunci când achiziționăm, nu știu, un mobilier pentru casă, stăm să ne gândim dacă e negru, dacă e alb, dacă e roșu sau alte culori. E bine să faci o comparație între produse și să faci un raport preț-calitate. În felul acesta poți să avea poți să faci o alegere deosebită, o alegere bună. Putem să transpunem cumva această idee de a alege un, nu știu, un lucru pe care vrem să-l schimbăm în casă, chiar și în ceea ce privește un primar, un consilier local, de ce nu, sau un președinte de Consiliu Județean? Categoric. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că e bine să reflectăm și e bine ca cetățenii deve să reflecteze asupra a tot ceea ce s-a făcut în mandatul trecut și practic care se încheie în curând mandatul actualului primar, să analizeze atât cele bune cât și cele rele. E ca un bilanț de sfârșit de an. Cele bune să se adune, cele rele să se spele. Ori dacă ne pliem pe cele rele să se spele, atunci ai, ca și cetățean, ai posibilitatea de a alege altceva. Însă, pentru a putea alege altceva, și acum fac o paralelă la ceea ce spuneați dumneavoastră anterior, și anume legat de faptul că e bine să faci o prospecțiune a pieței când achiziționezi un produs, la fel este bine să faci o prospecțiune și să vezi care este oferta electorală a celorlalte formațiuni politice. Dacă ne vom plia în continuare pe a merge iar pe vechea formulă, cea pe care oferă partidul Comasat, în speță PSD-PNL, aceeași formulă administrativă, cu toate că am văzut inadvertențele care au fost de-a lungul mandatului, problemele cu care s-au confruntat și cărora nu le-au găsit rezolvare, atunci înseamnă că nu am făcut acea prospecțiune cum trebuie, alegem rău, în detrimentul faptului că am avut posibilitatea să alegem ceva bun, ceva de calitate și totuși noi nu ne-am dus mai departe cu prospecțiunea pieții.
E foarte greu pentru unii cetățeni în condițiile în care atunci când aud de politică, atunci când aud de oameni politici, cumva toți sunt în aceeași oală. Lucru care se întâmplă de foarte mulți ani și e greu să discernă cumva, mai ales acum când acest mediu online a devenit tot mai greu de stăpânit, dacă putem spune, și sunt lansate tot felul de informații, fie că sunt adevărate, fie că sunt false, nu există așa o, să spunem, o cernere mai serioasă a acestor informații și atunci pentru omul de rând este destul de dificil să își dea seama cum ar trebui poate să aleagă sau pe cine ar trebui să aleagă. Nu vom discuta astăzi pe cine ar trebui să aleagă, dar încercăm să aflăm care sunt calitățile pe care ar trebui să le aibă un primar, unul performant. Pentru că și în județul Hunedoara avem primari care au demonstrat, mai ales în zilele noastre în care, să fim serioși, sunt foarte multe fonduri care pot fi accesate, fie fonduri europene, fie fonduri guvernamentale, unii au demonstrat că pot să facă performanță și au reușit să atragă foarte multe, să și implementeze aceste proiecte, pentru că una este să se laude că au câștigat un proiect pe care nu-l duc la bun sfârșit și alta este să-și implementeze acest proiect. Așadar, care sunt calitățile pe care ar trebui să le aibă un primar, nu neapărat gospodar, ci unul performant? În primul rând, cetățenii trebuie să facă o distinție clară între ceea ce își doresc la viitorul primar. Este o normalitate ca un primar să facă atribuțiunile care sunt prevăzute în fișa postului, și anume să asfalteze drumuri, să se ocupe de un climat optim de ordine și siguranță publică care să-l ofere cetățenilor, să îmbunătățească calitatea vieții cetățenilor, să asigure un transport de calitate, transport care, și aici aș deschide o paranteză, este nevoie de un transport gratuit pentru persoanele care fie au un venit mic, fie sunt defavorizate, fie nu au venituri deloc, categoriile de elevi și așa mai departe. Deci, asta țin de normalitate. Când discutăm despre asfaltări acum, nu? Avem transport public care s-a îmbunătățit? Repet, asta ține de normalitate. Și acum veneam la faza cu performanța. Ceea ce ține de performanță înseamnă ca tu, primar al unei urbe, trebuie să dai dovadă de viziune, să fii un bun administrator al fondurilor pe care le ai la dispoziție, și aici discutăm de bugetul local, buget care nu este foarte, foarte consistent, ca să spun așa, comparativ cu alte municipii sunt. Ce vreau să ridic eu aici ca și problemă la fileu, în schimb, ai posibilitatea accesării unor fonduri europene, fonduri nerambursabile, sau ai posibilitatea să faci anumite proiecte fără ca tu primărie să aduci nimic aport de capital. Ori toate aceste lucruri nu s-au făcut. Mai mult de atât, deși au existat anumite proiecte pe care DEV a putea să le implementeze prin administrația pe care a avut-o timp de 4 ani, mai mult de atât, acei bani s-au pierdut. Pierdem pe bandă rulantă zeci de milioane de euro. De ce s-a ajuns în această situație? S-a ajuns în această situație pentru că nu, acele lucrări nu au fost făcute de specialiști. Deci noi pierdem foarte mult timp, pierdem 2-3 ani, pierdem pe proiecte, pe programe și așa mai departe și ne mai rămâne un an de implementare. Ori este, pentru proiecte de anvergură, este practic imposibil să le pui în aplicare. Și atunci ajungi în situația în care pierzi finanțarea, pierzând finanțarea, ești pus în situația de a finanța lucrarea și a finaliza lucrarea de la bugetul local. Ori așa, după cum spuneam, discutând despre bugetul la nivelul DV, discutăm de un buget de 4 milioane de euro, bani care pentru nevoile urbei, pentru nevoile oamenilor, practic sunt insuficienți, pentru că dumneavoastră bine ați sesizat, da, sunt, discutând de DEVA, sunt bani mulți față de alte OAT-uri, însă raportat la nevoile actuale ale devenilor, pentru că ne uităm cu toții și vedem DEVA un oraș ponosit, aș putea spune. Străzile arată jalnic. Noi acum avem parte de o
pavoazare așa frumoasă pe centru, pe, dar v-aș invita cu mine și poate o să reușim să mergem cu o altă ocazie, să mergem în cartierele limitrofe, pentru că se pare că edilul actual se uită doar în centru. Și hai să dăm repede acum că e campanie electorală, e campanie electorală, suntem în precampanie, urmează campania. Suntem în precampanie, urmează campania. Arătăm că am făcut, că noi ne-am străduit 4 ani de zile, n-am făcut nimic. Acum încercăm să lustruim un pic, să facem, să creăm o imagine de bună gospodărire, care până la urma urmei ține de normalitate, exact ceea ce vă spuneam. Asta e o normalitate și lucrările astea ar fi trebuit făcute periodic, etapizate, șalonat. Și aici iară deschid o paranteză, asistăm la o blocare a centrului municipiului Deva. Fără o lucrare făcută, fără gândire, fără viziune, oamenii stau cu nervii întinși la maximum în trafic, pe căldură, pe surmenajul ăsta cotidian în care cu toții suntem prinși, alergătura între duc copiii la grădiniță, ia copiii de la grădiniță, fugi la job, dacă ai întârziat, te ia șeful și spune ce ai făcut, ce se întâmplă. Nu au găsit o situație în care să creeze niște fluxuri de afluire, de fluire, de trafic, de mașini. Pur și simplu au închis ei să-și facă treaba, neinteresându-i de cetățeni, neinteresându-i de nimic, iar această stare, de fapt, ține de aproape 2 luni de zile. Este inadmisibil pentru un primar... Vă referiți acum la lucrările de asfaltare? La lucrările de asfaltare, da. Pentru un primar care se voia un primar normal, nu un primar performant. Că aici nu discutăm de performanță, deja performanța e dată deoparte. Ci pur și simplu, primarul care trebuia să-și facă treaba conform atribuțiunilor de fișa postului, prin administratorul urbei, a dat dovadă de administrație zero, viziune zero, nimic. Care este viziunea pe care o aveți dumneavoastră? Pentru că înainte de a fi candidat la această funcție, sunteți și cetățean al municipiului Deva și cred că de-a lungul anilor ați trecut așa și ați observat toate schimbările, în bine sau nu, pe care le-a suferit municipiul Deva. Vă place cum arată Deva? Deva arată groaznic. Și arată groaznic pentru faptul că s-a deteriorat, așa cum spuneam adineauri, arată ca un oraș ponosit. De asta și avem parte de acest deficit demografic. Când m-am mutat în Deva, în 2003, Deva avea o populație undeva la 60 ceva de mii de locuitori. Actualmente, deci dacă ne luăm după statistică, în 2021 eram undeva la 44.000 și acum nu trecem mult de 33. Actualmente, când discutăm noi, când facem vorbire la ora actuală. Ori acest fapt este unul deosebit de îngrijorător. Ce credeți că a determinat? În primul rând, acest lăsând deoparte faptul că acel spor natural îți spune cuvântul, deci dând deoparte sporul natural, faptul că Deva nu mai este un oraș atractiv atât pentru tineri, cât și pentru celelalte categorii sociale și lumea preferă să migreze către alte orașe în care, într-adevăr, există centre universitare, există o preocupare administrației pentru facilitarea unor, eu știu, evenimente culturale, spații de recreere în timpul liber și multe altele, a dus la această scădere demografică. Dacă noi nu vom reuși să creăm, și aici vin cu ceea ce propun eu locuitorilor Devei, și anume crearea unui hub universitar, un centru de excelență de studiu pentru a menține tinerii, bruma de tineri pe care îi mai avem încă în Deva și totodată să devenim atractivi noi ca și urbe pentru ceilalți tineri din județele limitrofe, de așa manieră încât în acea perioadă în care ei se școlarizează și își desăvârșesc curicula educațională,
să putem să le oferim și posibilitatea de a rămâne și de a ocupa joburi aici, în felul acesta să creștem populația și, bineînțeles, odată ce ai o populație consistentă, ești un oraș puternic și una mai tânără cu forță de muncă, dacă se absolut, poate. Implicit deja te poți gândi realizarea unui buget local mult mai mare, pentru că, bineînțeles, bugetul este calculat pe numărul de cetățeni ai UAT-ului, da? Ai posibilitatea să te poți gândi la crearea unor locuri de muncă cu totul altele decât cele care existente în momentul de față. Și implicit, de aici survine dezvoltarea. Dacă te limitezi doar la asfalta, la acoperi gropi, atrage lumina, nu crezi nimic din toate cele de care eu am făcut vorbirea adineauri. Pentru că lumea în continuare va căuta să migreze către zone în care îi se oferă și altceva. Un plus. Și aici discutăm, când noi practic când discutăm despre calitatea vieții, de fapt este un cadru generic, dar care incubă toate celelalte aspecte. Adică începând de la educație, sănătate, transporturi, timp liber. Deci e un întreg ansamblu. Noi dacă vedem toate aceste lucruri, să le vedem vizionar, să avem întreg tabloul pe masă, atunci da, putem vorbi despre performanță. Ori asta este viziunea mea ca și viitor primar al municipiului Deva. Deci, practic, educația cumva trebuie să primeze. Educația trebuie să primeze. Cine investește, în orice zonă. Dar, bineînțeles, cine investește în educație se poate gândi la un viitor de aur mâine. Și aici când spun aur și la propriu și la figurat, pentru că până la urma urmei tineretul educat este baza oricărei societăți. Din fericire încă mai avem astfel de exemple, poate mai puține față de cum am fost obișnuiți la un moment dat în ultimii 30 de ani, să spunem, dar încă mai avem tineri care... Mă bucur că avem tineri care sunt medaliați, sunt performanți, da. Și avem la nivelul județului. Trist pentru mine este faptul că autoritățile administrațiilor locale de pe raza pe unde își desfășoară acești tineri activitatea, nu sunt mai implicați, mai aplicați în a veni în întâmpinarea acestor tineri. Ocazional sunt sprijiniți sau premiați cu o diplomă, cu o sumă de bani, da, pentru performanța dar este, pe care este au totuși, obținut-o. Este ceva este modic suficient până la urma urme, pentru că, da, într-adevăr, tinerii aceștia fac din pasiune ceea ce fac și este de apreciat efortul lor care îl depun și este munca lor până la urma urme și e o plăcere să te uiți la ei și asta, să știți că asta se vede și dincolo, peste hotare. Se vede faptul că acești tineri fac cu pasiune ceea ce fac și că totodată cu resurse minime, pentru că, repet, și aici autoritățile nu sunt suficient de implicate, pentru că ar trebui să creeze niște laboratoare, ca să zic așa, cu ghilimele de rigoare, acolo unde avem performanță de genul acesta. Adică cred că stă la îndemâna fiecare administrații, pe raza UAT-ului respectiv, să creeze acele mini-laboratoare de inteligență. Unii dintre cei care ne urmăresc poate vor spune, bine, sprijinim tinerii, sprijinim și investim în educația acestora, dar atunci când iasă pe stradă și poate nu au o bancă unde să stea, poate nu au un loc, cum spuneați, unde să-și petreacă o oră, două, așa, în liniște, vor spune... Sau chiar un weekend la iarbă verde. Iar Deva suferă de acest... Păi avem în zona Pădurii Bejan, nu avem acolo amenajat un spațiu este, de picnic. Este foarte... Nu este amenajat suficient. Din păcate, spațiu pentru ceea ce... pentru nevoile municipiului Deva este insuficient acel spațiu. De aceea cred că este imperios necesar valorificarea zonei de peste linie, în speță în zona Grigorescu, zona verde de acolo, pe malul Mureșului, cu o viziune clară, concisă de dezvoltarea acelei zone și în speță malul Mureșului și acesta este un proiect pe care chiar și
ceilalți primari dinainte au făcut vorbire despre el, doar că nu s-a concretizat nimic. A rămas la nivel de practic promisiune. Este o zonă care se poate parte a orașului se poate crea o zonă, da, se poate crea o zonă de agrement deosebită care ar servi nevoilor locuitorilor municipiului Deva, dar din păcate li s-a promis locuitorilor de vei zonă de agrement, nu s-a făcut, li s-a promis o sală polivalentă, nu s-a făcut, s-a pierdut finanțarea, acum li se promite un centru mare universitar și ieri am semnat și astăzi eu vă spun că și nu este va bine fi că se va face, și, domnule Ionascu, e bine, nu? E bine că se va face, problema e că sunt doar promisiuni, pentru că Așa cum ni s-a promis, aceste promisiuni se fac în campanie, stimată doamnă. Păi s-a semnat, nu? S-a semnat și pentru sala polivalentă s-a semnat. Și iată că au trecut 4 ani de zile și vedem actualul primar că pe același amplasament, în aceea zonă, se duce și spune cu surle și trâmbițe că se va deschide un mare centru universitar. Deci, ai avut pe același amplasament, ai avut odată finanțare pentru sala polivalentă. N-ai făcut, ai pierdut, ce ai făcut e treaba ta. Ai venit acum 4 ani înainte în campanie și ai spus lucrul acesta. Acum, înainte de campanie electorală, vii și spui că faci un centru universitar. Ce să faci? Ceri devenirilor să te gireze în continuare să faci ceva? Lucrurile acestea trebuiau făcute. Bine, hai să spui că, păi domne, păi da, până ce am semnat, până ce am făcut lobby, am făcut demersuri, lucrurile acestea trebuiau făcute. Noi venim, și în speță eu, vin cu o echipă de profesioniști, îmi doresc să vin cu o echipă de profesioniști la primăria Deva, cu care să schimbăm fața orașului. Pentru că nu pun administrator public, pun pe cineva care n-are nicio treabă cu administrația. Pun pe cineva care a performat în administrație, la fonduri europene. Aduc pe cineva care poate să facă dovada că are experiența și expertiza necesară în accesarea fondurilor europene. Adică aduc pe cineva care are în CV-ul lui accesare de peste 250 de milioane de euro fonduri în proiecte de reabilitare, de reconstrucție, de a construi lucruri. Până asta e. Nu aducem sinecuri în cadrul administrației. De sinecuri ne-am săturat. Noi venim cu oameni care să facă performanță în cadrul primăriei și implicit să dăm acel plus de valoare și plus de calitate a vieții pe care deveniu așteaptă. Și pentru că ați adus în discuție și ce n-a făcut actualul primar al Devei, este de datoria noastră și așa este etic și deontologic să îi lansăm și noi invitații atunci când va dori să răspundă poate și acestor întrebări pe care până la urmă le-ați adresat dumneavoastră și probabil că și mulți dintre cei care ne urmăresc adresează aceleași întrebări. Noi îl așteptăm și oferim această posibilitate de a fi prezent aici în emisiunea noastră și de a răspunde acestor întrebări. Sunt din ce în ce mai discutate subiectele referitoare la salvarea anumitor comunități cu ajutorul turismului. Da. Și municipiul Deva are, din fericire, câteva obiective care pot fi puse în valoare și au fost puse în valoare în ultimii ani. Cea mai importantă, cetatea Devei, un monument istoric care de-a lungul timpului a suferit multe schimbări, dar sunt aici, cred că, sute mii de turiști care au venit până la un moment dat să viziteze această cetate, chiar și din străinătate. Iată că de anul acesta lucrurile se schimbă. Proiectul nu a fost finalizat în Cinta 1. Poate fi aceasta și această cetate o salvare economică, pentru că spuneați puțin mai devreme și de bugetul local, care ar putea să fie unul mult mai consistent. Bani care să se regăsească, bineînțeles, în investiții ulterior. Noi putem valorifica foarte bine potențialul zonei. Așa cum cei de la Hunedoara au reușit să pună în valoare castelul Huniazilor și vedeți că se întâmplă o serie de evenimente acolo, deci e mai mare dragul să te duci. Și proiectele continuă. Așa putem valorifica și noi cetatea Devei. Din păcate, faptul că s-a lucrat prost și de mântuială, și mi-asum, am proprietatea cuvintelor când spun lucrul acesta,
este reflectată de faptul că s-au investit în telecabina de pe dealul cetății, s-au investit 4 milioane de euro. S-a lucrat timp de 3 ani de zile. Și cu toate acestea, telecabina nu funcționează. Nu știu, cred că nici astrele nu mai ajută pe actualul primar. Nu mai spun de divinitate, deși la tăierea panglicii au fost un sobor de preoți pe care eu îi respect și îi apreciez pentru munca duhovnicească pe care o fac, însă se pare că nici acel sobor de preoți l-a mai ajutat pe actualul primar ca să pună telecabina, să o pună în funcție, pentru că a funcționat, unii spun că 24 de ore, n-a funcționat 24 de ore, cred că a urcat de 3 sau 4 ori și s-a defectat. Bine, încă este în garanție, deci lucrurile trebuie să... Haideți să... Că legat de garanția asta de bună lucrare, și asta este o chestie, discutabilă. Nu, este primarul. Primarul nu trebuie să cunoască toate aspectele. Însă discutăm aici de... Eu nu-l acuz de rea credință pe primar, deci ca să ne înțelegem. Eu nu am nicio treabă cu primarul. Ci eu contest faptul că s-au făcut lucrări de proastă calitate. Nu este datoria mea, nici a cetățenilor de vei să caute ei vinovați, ci este datoria celui care a fost finanțator, a băgat banii ăștia într-o lucrare care este nefuncțională. Adică este inadmisibil 3 ani de zile să lucrezi pe un lucru, el nu funcționează, adică funcționează nici 24 de ore, după care tu vii și spui lucrarea este în garanție. Nu, lucrarea trebuie să fie funcțională. În garanție pot exista anumite sincope în funcționare, însă nu pot exista sincope de funcționare efectivă datorită lucrării propriu-zise. Pentru că atunci ai o problemă de execuție. Înseamnă că execuția n-a fost de calitate și ceva nu funcționează. Iar ceea ce nu funcționează acolo este faptul că s-a pus o telecabină nouă și devenit, au dreptul să știe lucrul acesta, s-a pus o telecabină nouă cu o capacitate mărită pe același tren de rulare. Aveți dovezi în acest sens? Păi este că nu s-a lucrat, s-a pus doar, nu s-a schimbat, trenul de rulare nu s-a schimbat. Ci pur și simplu s-a pus telecabina nouă pe același tren de rulare. Practic a rămas aceeași șină, spuneți. Aceeași șină, ca să înțeleagă toată lumea, a rămas aceeași șină, s-a pus telecabina nouă, s-au făcut schimbări acolo, bineînțeles că au fost nevoie de niște schimbări de parametri, de aia s-a arde și bobina, de aia se întâmplă ce se întâmplă acolo. Chestia este că este nefuncțională, lumea vine, am putea câștiga foarte mult din... În primul rând, din afluxul de turiști care vin acolo, eu personal m-am deplasat și am văzut mașini de Neamț, mașini de Brașov. Cum a venit brașovenii care au și ei acolo un areal foarte vast și o sumedenie de cetăți, vin să vadă cetatea Deve și nu pot urca și pleacă mâhniți. Am văzut părinți triști cu copii pe care la rândul ei ca și adulți au dezamăgit acești copii. Știți cum e? Când promiți unui copil că uite-te, te ia tata și te duce mâine, te duc pe cetate că s-a dat drumul la... Sau spune copilului părintelui, tati, ai văzut, s-a dat drumul la telecabină, mă duci și pe mine. Da, te duc. Și să vii să dezamăgești copilul ăla. E trist, e penibil. Haideți să citim și câteva dintre mesajele pe care ni le scriu cei care ne urmăresc. Succes, un mare caracter, Gabi. Bună ziua, Emanuel Clej, spunem și noi. Letiția Risanda spune bună ziua. Domnul Tiberiu Vârstan, felicitări pentru emisiune. Mult succes, Gabriel Ionașcu. Susținem oamenii integri în funcțiile administrative. Domnul Clej spune, nu ne permitem să pierdem fonduri europene, cum a făcut actuala administrație. Lui Oancea nici cu slujbe nu-i mai iasă. Iată ce spuneați puțin mai devreme. Vă mulțumim că ne urmăriți și că ne scrieți. Continuați să ne scrieți sau poate dacă aveți și întrebări pentru invitatul meu, de ce nu, cu siguranță veți răspunde. Așa, la Bejan, dacă ați fost în zonă, da, sunt multe mesaje de felicitări în special și oameni care vă doresc mult succes în demersul dumneavoastră. Prin intermediul dumneavoastră le mulțumesc tuturor devenilor, chiar și celor care, nu știu, poate sunt sceptici, pentru că timp de 35 de ani românilor li s-a indus o lehamite vis-a-vis de clasa politică.
Și eu nu-i condamn, pentru că e firesc să ai această reacție când vezi că ești dezamăgit constant. Ați avut și dumneavoastră, ca o paranteză, o astfel de lehamite la un moment dat în ceea ce privește clasa politică? Da. Acea lehamite m-a determinat să iau calea exilului, să migrez din țara mea. Și chiar dacă pe meleaguri străine, mai exact în Scoția, am făcut performanță, m-am simțit, în continuare m-am simțit ca un străin. Nu întotdeauna totul se rezumă la a face bani. Putem face performanță și putem face bani în țara noastră dacă există politicile adecvate pentru a face performanță în țara noastră. Noi, cei de la UR, nu inventăm noi roata acum. Noi nu facem altceva decât să venim cu propuneri de politici care au dat roade în alte țări. Uitați, ne uităm la Polonia, de exemplu, care are deficitul rare sub 5%. Deci, se poate. Sunt exemple de bune practici în care noi putem vedea că se poate. Dar asta ce înseamnă? Înseamnă să pui poporul tău, să pui națiunea ta, să o pui înainte de toate. Ori toată această politică care s-a dus până actualmente, și revin la ceea ce înseamnă 2024 din punct de vedere electoral pentru români, eu consider că este anul resetării naționale. Dacă românii nu vor conștientiza că este momentul să iasă masiv la vot, să dea un vot de blam acestei clase politice care timp de 35 de ani i-a mințit și în speță PNL, PSD, cu UDMR de braț, pentru că dacă vă uitați, UDMR-ul a fost, indiferent ce combinație mai politică puțin a fost, în ultima perioadă, înlăturat. Ei au fost tot timpul în cărți. Au fost la guvern. Dacă cetățenii României nu înțeleg că este anul resetării naționale, că trebuie făcut ceva pentru a ne păstra identitatea națională, anul acesta avem doar două opțiuni. Fie votăm suveranitate, fie votăm vasalitate. Asta dacă vom vota, oricum, dar bineînțeles, va decide electoratul. Însă eu am prezentat, îmi fac datoria ca și, în primul rând, de cetățean, îmi fac datoria de a prezenta opțiunile electorale pe care le au. Fie suveranitate, fie vasalitate. Pentru că trebuie să încheiem odată toată această mizerie aduce politica ghiocelului la Bruxelles. Trebuie să mergem la Bruxelles și să fim tratați ca și cetățeni demni a Europei, ca și cetățeni români și, bineînțeles, europeni, pentru a avea aceleași drepturi egale și nu a fi socotiți ca și cetățeni de rangul 2. Eu vreau ca produsul care le-au de la mine dintr-un magazin care este un supermarket, produs care îl găsesc fie în Germania, fie în Franța, trebuie să aibă aceeași calitate la mine în magazin. Ori la noi am ajuns groapă de gunoi pentru toată lumea. Toată lumea vine, ne cere, ne ia, dar nu ne dă nimic înapoi. Despre AUR s-a spus că este împotriva Europei, împotriva Uniunii Europene, că sunteți proruși și așa mai departe. Deci ar crede hunedorenii că sunteți diferiți față de actuala clasă politică. Cum poți să spui despre o formațiune politică că este împotriva Uniunii Europene când noi cerem și ne dorim să fim în Europa? Noi cerem lucrul acesta, ne dorim să fim în Europa. Diferența o face că nu acceptăm politici care să ne ducă într-o zonă a derizoriului. Încercăm să trimitem adevărați patrioți în Europa. Dacă o să vă uitați la CV-urile colegilor noștri de partid care sunt candidați pentru Parlamentul European, o să vedeți oameni care au performat de-a lungul carierelor, oameni care
au diplome și doctorate pe bune, nu făcături prin garaje și pe la nu știu ce covrigării. Cum am tot avut exemple, da, bineînțeles, lumea aceasta a politicului. Ei, nume de cu rezonanță, și noi asta ne dorim să trimitem, oameni care să reprezinte interesul românilor. Considerați că interesul românilor nu este reprezentat așa cum trebuie? În momentul de față, nu. Doar primim directivele, ba mai mult de atât, mergem și cerem, este inadmisibil, eu, europarlamentari respectiv, care mă fac asemenea și exemple, avem destule. Eu pe acei europarlamentari, eu aș rechema la post, i-aș rechema acasă. Adică este inadmisibil tu să te duci să faci politici antiromânești acolo. Este strigător la cer. Asta pe de o parte. Cum poți să spui de AUR că este pro-rus în contextul în care AUR militează, este un militant fervent în a aduce România în vechile granițe? Deși știm foarte bine că, dat fiind faptul, noi am aderat la anumite structuri euroatlantice și așa mai departe, nu se mai pot face alipiri teritoriale, pentru că asemenea niște tratate de care noi trebuie să ne ținem. Însă, ce ne dorim noi cei de la AUR? Ne dorim o alipire sufletească, pentru că până la urma urmei e vorba de frații noștri, ne dorim o relaționare cu ei interioară, care trebuie să ne ducă la acea rezonanță de unire a poporului român în interiorul ei, în sufletul ei. Cum poți să spui de o astfel de formațiune politică că este prorusă? Deci este strigător la cer. Dar uite, de ce că credeți se... că sunt lansate atunci aceste afirmații? Toate aceste atacuri vin urmarea faptului că PNL și PSD se teme foarte mult de ceea ce înseamnă AUR în momentul de față. Lumea... Au motive să se teamă? Da, au motive să se teamă și pentru acest fapt asistăm și la acest simulacru de alegeri care este programat pe data de 9 iunie, pentru că tematicile alegerilor propriu-zise, în speță tematica pentru alegerile europarlamentare față de tematica pentru alegerile locale, este diametral opusă, nu are nicio legătură. Dacă în alegerile parlamentare, europarlamentare, discutăm despre politici suveraniste, despre politici, despre rolul și locul României în structurile europene, cum ar trebui să fie viziunea oamenilor care pleacă acolo, în cadrul alegerilor locale, tematica este una strict locală, se referă la administrație, se referă la politici sociale, politici umane, politici administrative, despre asta facem vorbire. Ori tematicile sunt diametral opuse. Să vii, să spui oamenilor că faci acest lucru doar pentru eficientizare și pentru reducerea costurilor este o mare gogoriță, pentru că nu reduci costurile cu nimic, cheltuielile cu tipizatele sunt aceleași, cheltuielile de personal sunt aceleași, deci nu faci nicio reducere. Ba mai, nu faci altceva decât să-ți bați joc de intelectul electoratului. E ca și cum i-ai luat pe oamenii ăștia de proști. E ca și cum ai spune, bă, lasă, că noi ne gândim și mai veniți și vă spunem că noi vrem să conducem, nu contează, noi nu mai avem PNL și PSD, nu mai au doctrină politică. E doctrina partidului Comasat Român, fostul PCR, că tot așa, dacă luăm așa, e partidul Comasat Român, PCR, Partidul Comunist Român, cam tot acolo este, adică un partid unic s-a dus democrația deoparte, nu mai avem avocatul poporului pentru că nu răspunde la solicitările poporului, fiecare dintre noi este, poate să apeleze la această instituție, avocatul poporului nu mai răspunde, nu mai are nicio... Ați încercat dumneavoastră să faceți... Da, bineînțeles, prin colegii de la București, chiar și săptămâna trecută, în conferința de presă, am spus-o cu subiect și predicat că suntem invitați de către avocatul poporului pentru a rezolva acest demers care ni se pare aberant. Însă nu e nicio problemă. Ei au crezut că ne vor lua pe noi cei de la AUR nepregătiți. Le spun pe această cale, la fel cum și președintele partidului, domnul George Simion, a spus-o nenumărate rânduri în toate ieșirile pe care le-a avut, fie în media, fie televizate, fie în presă, fie online. Le spunem de pe acum, suntem pregătiți pentru orice tip de alegeri și să știți că rezultatele vor fi pe măsura așteptărilor noastre, nu așteptărilor dumneavoastră.
În ultimele 5 minute din această emisiune ne întoarcem puțin la Deva, aici local, și în ultima perioadă ați ieșit tot mai mult printre oameni, ați discutat cu cetățenii acestui municipiu. Ce vă spun? Ce își doresc de fapt de la primarul lor? Indiferent despre cine vorbim, ce și-ar dori ei de fapt? Lucrurile, vedeți, până la urmă, esența lucrurilor stă în lucruri simple. Oamenii își doresc sinceritate și deschidere. În primul și în primul rând. Deci de aici pleacă tot, de la sinceritate și deschidere. Deschiderea edilului șef către cetățeni, pentru că în felul ăsta ești aproape de ei și le ascunzi doleanțele, și lipsa de, adică nu-și doresc un edil șef ipocrit. Una să spui și în fapt să faci alta. Adică să nu faci nimic. Chiar dacă ai posibilitatea să ieși între oameni, lucru care nu se mai face, îl asculți pe cetățean și când ai plecat ai și uitat ce ți-a spus în fapt. Și plecând de la acest aspect, cred că acolo lucrurile rezolvă foarte multe dintre nevoile oamenilor. Nevoile, în general, ele sunt simple, sunt zonale, pentru că dacă te duci în cartierul Grigorescu, nevoile celor de acolo din Grigorescu sunt unele, dacă ai să te duci în Micro 15 sunt altele, însă ele, la un moment dat, a fiecărei zone, că te duci în Dacia, că te duci în Zanfirescu, ele au un congruent. Deci se adună la un moment dat, unele dintre ele se adună la un moment dat într-un singur loc, lăsând deoparte specificul zonelor respective. Și anume, oamenii își doresc străzi curate, străzi asfaltate, își doresc un climat, după cum vă spuneam, un climat de ordine și siguranță publică, care să confere siguranță, să poți să-ți lași copilul să meargă liniștit în parc. Nu trebuie să te duci, să-l duci cu mașina până în curtea școlii. Dacă vă o să vă uitați dimineața să vedeți ce e dezastru rutier pe zona Eminescu, în zona acolo, la Regina Maria, și acolo, dacă te duci la ora 12, același dezastru. Plin de mașini, părinții care fug, tocmai datorită faptului că nu există acel climat de ordine și siguranță publică. Lumea reclamă foarte mult faptul că nu se face, și în speță ar trebui create niște atribuțiuni clare factorilor de răspundere, și are primarul, de exemplu, are la îndemână poliția locală. Foarte mulți dintre ei încă bâșbuie în atribuțiuni. Nu știu, nu cunosc sau nu știu ce au de făcut. Ați avea soluții și în acest sens? Bineînțeles. Pentru că acum să vedem care lucruri nu funcționează așa cum trebuie, asta e relativ ușor. Problema este atunci când trebuie să veniți cu soluții. Soluțiile sunt simple. Dacă creezi atribuțiuni clare în acest domeniu, și eu vă spun ca și fost militar de carieră, care am lucrat în jandarmerie aproape 27 de ani, vă spun că soluțiile sunt la îndemână. Singura problemă este că, deși se trasează anumite linii de lucru, nu se verifică și implementarea lor. Dar acest lucru este, această stare de fapt, nu este doar legată la măsurile astea de ordine și siguranță publică de care o făceam vorbire anterior, ci în orice domeniu. Pentru că dacă ne ducem, nu știu, la urbanism, de exemplu, și ceri o situație, și ulterior nu te duci să verifici, dacă doar întrebi din telefon, ai verificat situația respectivă și ți se răspunde că da, tu nu te duci în teren să mai verifici dacă într-adevăr, sau eventual să iei prin sondaj, să vezi este reflectată cu acuratețe acea situație sau pur și simplu ai fost păcălit. De asta spun, eu nu dau vina pe primar în mare. Primarul are la dispoziție un aparat de care el trebuie să uziteze, conștient de valoarea fiecărui membru din acel aparat.
În ultimele două minute vreau să mai punctăm un aspect pe care l-ați prezentat zilele trecute, acest palat administrativ pe care îl avem în municipiul Deva, în centrul municipiului, care de foarte mulți ani nu și-a găsit încă utilitatea. Utilitatea publică. Ați prezentat și dumneavoastră această clădire, această situație și ați avea și soluții pentru a pune totuși într-un circuit pentru care el a și fost construit până la urmă. Știți ce este trist în situația două minute, o să fiu foarte, foarte succint. Știți ce este trist? Bă, nu sunt primul care am făcut acest material acolo, la Palatul Administrativ. Pe mine asta mă îngrijorează și mă și întristează totodată. Pentru faptul că, deși s-au făcut în enumărate rânduri de diversi, s-a dus în funcție și au ridicat, nu s-a făcut nimic. Cu siguranță starea clădirii n-ar fi fost cea pe care am regăsit-o eu zilele trecute. Ar fi fost poate ceva mai bună. Dar eu consider că împreună cu specialiștii pe care eu îmi doresc să-i aduc la primăria Deva, prin consilierii pe care eu îi propun electoratului, să găsim soluții fie de reabilitare, iar dacă situația impune și nu se vor mai găsi, deci experții vor constata că nu se mai poate pune, datorită unui grad ridicat de degradare a clădirii respective, implicit nu putem să ținem o ruină în centrul municipiului Deva. Este de noaptea minții, ca să spun așa. Adică, haideți să redăm acel loc, pentru că este un loc deosebit de important, haideți să redăm devenilor. Nu știu, să găsim o utilitate, putem face o consultare în acest sens. Deci dacă nu vom mai putea reabilita acea clădire, cu siguranță ea trebuie să fie demolată, pentru că în stadiul în care este, este un real pericol pentru toți cetățenii din zonă. Ne mai pun la socoteală faptul că este un focar de infecție. Eu nu știu de ce instituțiile abilitate ale statului nu se sesizează în acest sens și să tragă la răspundere administrația pentru găsirea unor soluții în astfel de situații. Nu mai avem timp astăzi, dar poate vă smulg promisiunea că veți mai fi prezenți în emisiunea noastră și vom continua. Cu siguranță voi veni, pentru că problemele, după cum bine știți, problemele sunt multe și eu îmi doresc să avem posibilitatea să le expunem devenilor, pentru că ei să fie în cunoștință de cauză și să știe cum stau lucrurile la cald. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Și eu mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!